Ești urâtă. Da, ăsta este subiectul pe care vreau să-l abordez. Știu că plictisez, nu-mi pasă, vorbesc doar pentru aia care vor să mă asculte. E un subiect care mi se pare foarte important în ziua de azi. Pe internet, ești urâtă. Deci, într-una ești bombardat cu astfel de mesaje. Ești urâtă, ce spui fața aia? Cu fața aia mi-ar fi rușine. Cum a fost? Ultimul pe care l-am primit a fost ceva de genul că la ce față ai, mă întreb cum de-ai curaj să spui fața pe net. Adică la modul... Bă, și mă uitam așa și zic, bă, oamenii ăștia vorbesc serios? Oamenii ăștia gândesc? Bine, și nu vreți să vedeți ce feți au ăia care comentează de că ești urât, știi? Cum adică? Dacă tu ești urât, să zici, dar ce înseamnă urât? În primul rând, ce înseamnă urât? Ce înseamnă urât? Cine stabilește ce înseamnă frumos și ce înseamnă urât? Că fiecare vede altfel, fiecare vede frumusețea și ochiul nostru percepe diferit frumusețea. Cine a stabilit ce înseamnă frumusețea și ce înseamnă urâțenia? Cine? Doar pentru că vedeți în reviste un standard de frumusețe, cum trebuie să arate o femeie, aia înseamnă că aia trebuie urmat și dacă nu arăți așa, ești urât? Acum, sincer, suntem oameni urâți și frumoși pe pământul ăsta. Dar dacă eu sunt urâtă, n-am voie să trăiesc, n-am voie să ies pe stradă, n-am voie să pun fața pe internet, n-am voie să trăiesc, n-am voie să fac bani. Voi credeți că un om urât nu poate să facă bani? Banii nu se fac în funcție de frumusețe sau urâțenie, banii se fac în funcție de ambiție și ce ai aici în cap. Atunci când stai în spatele tastaturii, e foarte ușor să tastezi. Dar credeți-mă că omul ăla care ți-a zis că ești urâtă pe internet, nu o să aibă curajul să zică în față. Pentru că e un laș. Și doar spun din propriile lor frustrări. Cum era vorba aia, mă, că am văzut o postată recent și mi s-a părut foarte tare. Așa era cel genul că eu nu sunt ceea ce crezi tu despre mine. Tu ești ceea ce crezi tu despre mine. Trăim într-o lume de oameni foarte nefericiți. Și atunci acești oameni nefericiți vor să te vadă și pe tine nefericit. Și atunci încep să te atace, încep să te jignească ca să te aducă la nivelul ăla de nefericire și de depresie și frustrare. Și stau să mă gândesc, bă, la câte mesaje primesc de astea, că ești urâtă sau nu-ți mai pune fața pe internet sau cum ai curajul să ieși pe internet, așa, bă, cu toate astea, uite-mă unde sunt. Uite-mă așa urâtă, cum zic unii că sunt, uite-mă unde am ajuns și unde o să ajung, stai că aici nu-i nimic, unde o să ajung. Ca să înțelegeți că nu are legătură cu ceea ce spun alții despre voi, ci ceea ce lași tu să facă alții din tine. Dacă tu îi lași pe oamenii să se pună la pământ, o să se pună la pământ. Dacă îi calci în picioare și îi strivești la modul vorbiți săracilor, că eu oricum îmi văd de drum, n-au ce să-ți facă. Sunt multe fete care din cauza asta se complexează foarte mult și se închid în ele, se închid în casă, nu mai vor să se expună, nu mai vor să apară și încep să gândească că poate dacă ar arăta altfel, dacă o să apeleze la diverse proceduri, o să fie acceptate de societate. Dar nu e așa. Nu voi sunteți problema. Nu noi suntem problema. Săracii care ne jignesc sunt problema. Asta trebuie să înțelegeți voi. Și faptul că cineva voi vă dați seama că când cineva te face urât, te super mai tare decât dacă te face prost, săracii de pe internet nu contează. Contează doar părerea oamenilor care au valoare pentru voi. Părerea altora e nulă. Aia sunt nulități. Oamenii de pe internet care vă jignesc sunt nulități. Și așa, dacă sunt urâtă, ce? Dacă sunt urâtă, nu mai pot trăi eu pe lumea asta, nu mă acceptă pământul, nu pot să fac bani, nu pot să stau pe internet, din contră. Din contră. Ia uite-mă să vezi cum urâtele o să cucerească lumea. Ce căcat e ăsta, mă? Ia să vedem cum noi urâții o să stăm pe internet, o să-mi pun poze cum vreau eu. Și așa o să trăiesc eu pe internet, să-i las pe aia să comenteze urâtă, vai, lu-t. Uite-mă cât de mult îmi pasă. Clipul ăsta l-am făcut doar ca să poate ajut. Dacă e ceva de înțeles din clip, că am vorbit ca o moară stricată, l-am făcut acest clip că poate ajut pe cineva, poate încurajez pe cineva. Și dacă încurajez un om, pentru mine e bine. Stați pe fază, că urmează. Nu urmează nimic. O să termin. Vă pup, pa!